Rolul principal în evenimentele ce se vor derula l-a jucat Ștefan Zdovoianu, prefect legionar al Poliției Capitalei, începând cu 5 octombrie 1940. Imediat, acesta a început întocmirea de liste, cuprinzând pe cei care participaseră la prigoana legionară. Alexandru Roșianu, subsecretar de stare interne, urma să le soluționeze, în sensul că unele persoane urmau să fie chemate în judecată. Normele legale nu s-au respectat, ci s-a trecut la arestări abuzive, executate de polițiști legionari, cei în cauză fiind reținuți în arestul Poliției Capitalei sau încarcerați la penitenciarul Jilava. În lunile octombrie și noiembrie au fost arestați și încarcerați mai mulți demnitari din perioada fostului regim. La sfârșitul lunii noiembrie trebuia să aibă loc și reînhumarea cu funeralii naționale a lui Corneliu Zelea Codreanu, iar cei arestați erau considerați vinovați de moartea capitanului. Sub pretextul colectării de mărturii pentru pregătirea proceselor, Tribunalul București a dispus transferarea unora dintre arestați la alte închisori, de teama represaliilor. Ștefan Zdovoianu, prefectul legionar al Poliției Capitalei, a refuzat să execute directivele. Pe 26 noiembrie 1940 s-a hotărât ca armata să intervină pentru transferarea deținuților. În acel moment, Zdovoianu a decis că este momentul să se acționeze de urgență. Execuțiile au început la ora 00:30, legionare folosindu-se de revolvere Mauser, adică cele aflate curent în folosința gărzii închisorii. Fiecăruia dintre cei căzuți i s-a mai tras câte un glonț în cap pentru a fi sigur de reușită. În total, la Jilava au fost ucise 64 de persoane. În aceeași noapte au fost asasinați la sediul prefecturii Poliției Capitalei și în pădurea Balota Vlăsia alți oficiali din poliție. Asasinatele l-au nemulțumit pe Antonescu, care a ordonat dezarmarea Poliției Legionare în data de 29 noiembrie și a instituit pedeapsa cu moartea pentru instigarea la rebeliune.